presiunile Moscovei asupra Moldovei ar putea continua chiar și după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Această concluzie am făcut-o după ce am ascultat o locuțiune a președintelui Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, rostită în cadrul celei de-a 68-a sesiuni a Adunării Generale ONU. Liderul de la Vilnius a declarat de la înalta tribună că Lituaniei îi este dificil să realizeze reformele în situația în care se confruntă cu presiuni de genul restricțiilor comerciale, manipulărilor cu majorarea prețurilor la resursele energetice și umilințele în spațiul informațional. Președintele Lituaniei nu a nominalizat țara care face presiuni, dar din context putea fi ușor citit. Grybauskaitė a mai amintit de războiul laptelui și impedimentele impuse la hotar pentru circulația mărfurilor și persoanelor, chiar în perioada președinției rotative pe care o deține acum în cadrul Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Vectorului European. Din emisiunea de astăzi veți afla ce mesaj a transmis moldovenilor oficialii europeni care ne-au vizitat recent țara. Ce cred reprezentanții societății civile din Uniunea Europeană și țările vecine despre viitorul parteneriatului estic? Care este experiența Estoniei în domeniul e-guvernării și cum a contribuit Uniunea Europeană la reparația liceului Vlad Ioviță din Cocieri? Deși suntem doar la începutul lunii octombrie, în agenda europeană a Chișinăului deja au fost trecute mai multe vizite relevante în țara noastră ale oficialilor europeni. Printre aceștia sunt și cele ale președintelui Estoniei Thomas Hendrik Ilves și a comisarului european pentru extindere și vecinătate Stefan Fiule. Încă până a sosit în Moldova, comisarul Fiule declarase că țara noastră ar putea semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană în cel mult un an de la summitul de la Vilnius. În cazul în care vor fi îndeplinite toate condițiile, eu personal nu pot să îmi imaginez cum un stat membru al Uniunii Europene ar putea crea anumite bariere artificiale în calea adoptării acestei decizii atât de importante pentru cetățenii moldoveni, dar și pentru noi. Vreau să vă spun că Uniunea Europeană analizează foarte serios semnarea acordului de asociere și liberalizarea regimului de vize. După semnarea acestor acorduri, Stefan Fiule spune că moldovenii de pe ambele maluri ale Nistrului vor avea doar de câștigat. Vorbim despre exporturi extinse, vorbim de prețuri mai scăzute, mai multe locuri de muncă și oportunități de afaceri, beneficii care nu țin de un viitor îndepărtat. Vorbim de niște beneficii care vor fi obținute imediat după semnarea acordului de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. Pentru asta însă este nevoie de stabilitate politică și realizarea reformelor, spune Stefan Fiule. Comisarul s-a referit la consolidarea instituțiilor statului, eliminarea corupției, reforma justiției și îmbunătățirea mediului de afaceri. Fiule s-a referit și la soluționarea problemei de instalarea posturilor migraționale pe Nistru. Este foarte simplu de făcut acest lucru prin eliminarea tuturor neînțelegerilor ce țin de amplasarea acestor puncte de control. La Bruxelles s-a hotărât ca participanții la negocieri să efectueze o vizită la unul din birourile migraționale. Asta va proba încă o dată că este vorba de o măsură care mai curând urmează să reunifice cele două maluri decât să le dezbine. Comisarul Fiule a participat și la adunarea a 5-a generală a Forului Societății Civile al Parteneriatului Est, care s-a desfășurat în premieră la Chișinău. Câteva sute de participanți sosiți din Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina și țările Uniunii Europene și-au propus să discute despre viitorul parteneriatului estic și despre contribuția societății civile la procesele de reformare și modernizare a țărilor în care activează. Împreună pentru un viitor european. Acesta este sloganul Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic, desfășurat în premieră într-o țară terță Uniunii Europene. El a întrunit peste 250 de participanți, reprezentanți ai societății civile, a instituțiilor de stat naționale și a celor europene. Referindu-se la rolul sectorului neguvernamental, comisarul Stefan Fiule a menționat că guvernele vin și pleacă, iar societatea civilă rămâne. Fiecare membru al societății civile, fiecare apărător al drepturilor omului este mai important ca 10 comisari europeni pentru că lucrează cu oamenii și sunt singurii care le pot explica acestora ce înseamnă integrarea europeană și care sunt beneficiile acestui proces. Fără membrii societății civile poate că nu am fi avut succesul și impactul pe care îl avem în parteneriatul estic.
Societatea civilă din cele 6 țări ale parteneriatului estic, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, este diferită ca structură și pondere în raport cu autoritățile naționale și ca activism în promovarea opțiunii europene și a valorilor democratice. Societatea civilă din Azerbaijan se confruntă cu mai multe probleme. Procesul de înregistrare a organizațiilor și inițiativelor civile este politizat. Acesta este controlat de administrația prezidențială. ONG-urile pot desfășura activități în regiuni doar cu acordul președinției și autorităților locale. Iată de ce activitatea ONG-știlor este concentrată cu preponderență la Baku. Societatea civilă azeră, în general, este dispersată în organizații independente și pro-guvernamentale și doar cele care susțin puterea se bucură de un suport financiar considerabil din partea statului. Destul de tensionat este și dialogul între societatea civilă și guvernare în Armenia. Reprezentanții delegației din Erevan ne-au spus că încordarea a sporit după declarația făcută de președintele țării privind abandonarea vectorului european. De fapt, o platformă națională a societății civile din Armenia și partea progresivă a sectorului guvernamental sunt într-o confruntare cu autoritățile. Relațiile nici până acum nu au fost prea amiabile. Până nu de mult, criticam eficiența măsurilor privind realizarea cursului european, iar acum ne exprimăm dezacordul de plin cu prioritățile politice externe recent stabilite de guvern. Chiar dacă Moldova nu mai este apreciată cu calificativul istoriei de succes, pe fundalul țărilor parteneriatului estic, colaborarea dintre guvernare și societatea civilă în țara noastră este considerată una exemplară. Această colaborare a început în 2009, odată cu crearea Consiliului Național de Coparticipare. Și noi suntem recunoscători societății civile pentru contribuția pe care o are sectorul neguvernamental în reformarea țării. Situația este mai bună în Republica Moldova pentru că guvernul și parlamentul de aici a venit la putere mai, să zic așa, cu mai multe forțe, nu pur și simplu democratice, dar chiar cu oameni din societatea civilă. Deci foști lideri din societatea civilă, foști ONG-iști, sunt acum în Parlament și în Guvern. Cred că asta este unul din motivele pentru care acești oameni înțeleg că chiar dacă Guvernul și Parlamentul nu place ce spun cetățenii, această poziție și această opoziție este necesară pentru ca politicile publice să fie mai bune, calitatea guvernării să fie mai bună. În pofida diferențelor și problemelor de ordin intern în unele țări membre ale parteneriatului estic, Forul Societății Civile s-a constituit ca o platformă importantă la nivel regional. Încă de la lansarea ei au fost create 5 grupuri principale de lucru și mai multe subgrupuri, care cuprind domenii precum drepturile omului, monitorizarea alegerilor, acordul de liber schimb, regimul de vize, dar și protecția mediului ambient. Noi implementăm proiectul Climate Forum East și în cadrul acestui proiect noi elaborăm măsurile de adaptare la schimbările climatice și identificăm și rolul a societății civile în adaptarea la schimbările climatice, la atragerea celor mai bune practici din Uniunea Europeană în Republica Moldova în acest domeniu tot foarte important de activitate. Am făcut mai multe cercetări ca și societatea civilă și a fost monitorizată foaia de parcurs, a fost calculat indicele integrării europene, indicele de liberalizare ale vizelor și intenționăm să cerem a cei care au făcut mai bine să primească o mai mare atenție din partea structurilor europene. Cea de-a cincea reuniune a Forului Societății Civile a Parteneriatului Estic la Chișinău este ultimul eveniment de amploare desfășurat în ajunul summitului de la Vilnius. Iată de ce obiectivele lui constau în trasarea priorităților și direcțiilor de activitate a societății civile în perioada post-summit. Intenționăm să venim cu mai multe cereri și față de instituțiile statale și față de instituțiile europene din partea societății civile în mai multe domenii. Acele este cereri care vor fi puse pe agenda summitului de la Vilnius. Dar sigur că cel mai mult ne interesează semnarea acordurilor de asociere, semnarea liberalizarea sistemului regimului de vize. Așteptările noastre sunt cele enunțate de foarte multe ori. Deci,
până la urmă, cu această integrare europeană sau fără această integrare europeană, noi trebuie să avem transparența instituțiilor statului, noi trebuie să avem o dare de seamă în fața cetățenilor și noi trebuie să avem o implicare mai mare a cetățenilor, nu numai prin ONG-uri. Cetățenii trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu banul lor. Perioada post-Vilnius, potrivit comisarului Fiulea, va fi o provocare în egală măsură pentru autorități și societatea civilă, pentru că vor trebui cu eforturi comune să realizeze reformele asumate și să sporească calitatea relațiilor cu Uniunea Europeană. După cum ziceam mai devreme, și președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves, și-a făcut loc în agenda sa pentru o vizită de 3 zile în țara noastră, pentru a exprima sprijinul său în parcursul european al Moldovei. Liderul de la Tallinn a avut întrevederi cu președintele țării, prim-ministrul, președintele legislativului și a participat la Ziua Națională a Vinului. Thomas Ilves a oferit și un interviu în exclusivitate postului public de televiziune. Societatea noastră este divizată în două părți. Una își dorește să se vadă în Uniunea Europeană, pe când cealaltă în Uniunea Euroasiatică. În opinia dumneavoastră, aceste două modele integraționiste sunt de alternativă? Care ar fi părțile bune și mai puțin bune ale acestora? Well, you have an example of what a... Deci aveți un exemplu? Aceea ce cealaltă uniune ar fi chiar acolo, peste Nistru. E că așa va arăta cealaltă uniune. Asta e tot ce vreau să spun. Dar dacă vrem să ne uităm din altă perspectivă, atunci uitați-vă la Uniunea Europeană. Uitați-vă ce este peste partea cealaltă a râului. Este o uniune foarte bună, colaborare internațională. Deci poți să mergi peste râu și să vezi cum arată, sau poți să mergi în Uniunea Europeană și să vezi cum arată. Deci avantajele pentru mine sunt foarte clare pentru persoana medie. Din punct de vedere al Estoniei, de exemplu, după cum am spus anterior, noi am fost foarte săraci, foarte și foarte săraci, comparativ cu statele membre ale Uniunii Europene. 9 ani după ce am aderat la Uniunea Europeană, noi o ducem acum mai bine decât așa numiții membrii vechi ai Uniunii Europene. Societatea noastră sau nivelul de corupție în Estonia la ziua de astăzi este mai mic, mai jos decât în multe din țările membre vechi ale Uniunii Europene. Nivelul de deschidere al țării. Oamenii noștri călătoresc în fiecare săptămână, pot lucra peste hotare, se întorc înapoi. Poți merge la orice universitate din Europa, deci dacă ai intrat, dacă ești suficient de bun ca să intri la universitate, poți merge la orice universitate din Europa și să achiți exact ca băștinașii acelei țări. Sigur că în Estonia sunt persoane care nu s-au gândit la asta sau nu credeau în asta, dar acum cred deja că cei din afară nu cred și mai există această propagandă din afară unde se spune că voi nu contați pentru Uniunea Europeană. Bine, la moment, eu aș spune că 95% din aspectele tehnice IT sau tot ce ține de tehnologiile informaționale care au fost elaborate în Uniunea Europeană au fost elaborate de către estonieni, fiindcă noi suntem în fruntea, cunoaștem bine și se adresează la noi ca să soluționăm două probleme. Deci, vocea noastră este egală cu celelalte voci ale celorlalte membre ale Uniunii Europene. Pentru foarte mulți cetățeni din Republica Moldova, un model sau altul de integrare este văzut ca și o soluție pentru mai multe probleme, ca și o posibilitate de a-și schimba viața în mai bine în foarte scurt timp. Dacă ați pornit de la experiența estoniană, ce ar însemna integrarea europeană? Nu cred că există comparație între cele două uniuni. Una este doar un regim normal, care este doar așa o părticică micuță a ceea ce este Uniunea Europeană. Există un regim vamal și în Uniunea Europeană. Da, dar este irelevant, de fapt, pentru majoritatea celorlalte lucruri. Deci modul cum eu explic asta oamenilor este că
Este un proces lung și dificil. Imaginați-vă că ești bătrân și toate oasele au osteoporoză și încheieturile sale și ai nevoie de oase noi în fiecare lună sau două și mergi la spital o dată în lună sau două și îți schimbă, scoate osul vechi și îți pune un nou. Sigur că nu poți face lucrul acesta într-o zi sau peste noapte. Este imposibil, dar în fiecare zi te duci câte o oseșor îl schimbi, adică o lege nouă și așa mai departe. Și deci pe parcursul anilor deja ești cu un sistem legal completamente nou european. Ai deja judecători care au trecut pentru o procedură reală de a deveni judecători, ai un sistem legal unde poți contesta o decizie și știi că ai șanse egale și echitabile de a câștiga și buletinul tău este ceva care funcționează peste tot, când nici nu ai nevoie de pașaport, de fapt, pentru a călători. Deci toate lucrurile astea, desigur că au nevoie de timp. Nu-i ceea ce noi putem nici numi Uniunea Vamală, fără aceste schimbări legale, când se spui că da, sunt de acord să merg în această Uniune. Atât Estonia cât și Moldova sunt țări mici ca și teritoriu. În opinia dumneavoastră, care sunt factorii care ar putea sau pot face țările noastre puternice? Deci, din partea materială, de exemplu, noi ne-am axat foarte mult pe IT și pe educație, dezvoltarea tehnologiilor informaționale, asta a fost alegerea noastră. Țările mici au timpuri mult mai grele din mai multe perspective, fiindcă trebuie să faci tot ceea ce fac și țările mari, dar ești mic. Deci un lucru pe care trebuie să-l faci este, în primul rând, să înțelegi că în calitate de țară mică trebuie să fii foarte atent atunci când îți cheltui resursele, trebuie să fii mai atent ca viziunile și tonul tău să fie așa mai calmat, să nu-ți permiți niște lucruri așa mai deocheate, care poate unele state mari își pot permite să o facă. Domnule președinte, țara noastră trece acum printr-o perioadă nu chiar ușoară. Ce ați dorit dumneavoastră? Ce mesaj le transmite cetățenilor țării noastre? Well, you have a chance in Moldova. Aveți acum șansa în Moldova să realizați ceva? Foarte, foarte multe țări și oameni o doresc, dar niciodată nu vor avea această șansă. Deci folosiți această oportunitate. Aceasta vă apropiați de un moment de alegere istorică. Destinul dumneavoastră este în mâinile dumneavoastră și puteți alege să fiți parte a ceea ce este de fapt una dintre regiunile cu cea mai mare bunăstare și de succes din istoria mondială sau puteți să alegeți să nu fiți parte a acestea. Eu cred că alegerea este foarte clară. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru această discuție și vă urez succese și prosperitate Estoniei. Aflat în Moldova, președintele estonian a participat și la o reuniune privind securitatea digitală. Lucru deloc accidental. Estonia este cea mai performantă țară a Uniunii Europene în domeniul e-guvernării. În clipele următoare puteți afla care sunt efectele unei asemenea guvernări. În Estonia, peste 90% din toate plățile pentru servicii și nu doar, sunt efectuate prin internet. Fără a părăsi locuința sau locul de muncă, estonienii pot face tranzacțiile necesare, pot obține o rețetă de la medic și comanda medicamentele la farmacie sau pot verifica reușita copiilor la școală. Pentru toate acestea, ei poartă un singur act sub formă de card care cu ușurință încape în orice portmoneu. Anna Piperal, director marketing Democentru e-Estonia, ne-a spus că implementarea și dezvoltarea serviciilor electronice în țara sa a fost posibilă odată cu introducerea buletinilor de identitate cu chip. Acest card îl primește obligatoriu fiecare cetățean al Estoniei după atingerea vârstei de 16 ani. Cardul este o dovadă că sunteți cetățean al statului. ID-ul este permisul dumneavoastră de conducere. Tot acest ID este dovadă că ați efectuat revizia tehnică a automobilului. ID-ul este diploma de licență. Cardul este asigurare medicală, abonamentul la bibliotecă, biletul în transportul public, accesul la declarații fiscale. Într-un cuvânt, toată informația despre cetățean.
Pentru trecerea la sistemul electronic de guvernare, importantă a fost și introducerea semnăturii electronice, care îți oferă posibilitatea să-ți deschizi o afacere prin internet sau să semnezi contracte, de exemplu. Fiecare cetățean are un număr de identificare care îi servește drept parolă și asigură accesul la baza de date. Prin intermediul portalului de stat www.isti.ee, fiecare estonian poate verifica toată informația pe care statul o deține despre el. În prezent, în Estonia funcționează o platformă unică de e-guvernare, la care sunt conectate în jur de 800 de instituții publice și companii private. În același timp, datele personale sunt protejate și orice instituție de stat sau non-statală are acces doar la un anumit gen de informație prevăzut de lege și domeniul de activitate. Estonia este o țară cu un teritoriu aproape la fel de mare ca cel al Moldovei, dar cu o populație mult mai mică, de doar 1,3 milioane de locuitori. Trecerea la guvernarea electronică a eliberat forțe de muncă pentru alte genuri de activitate, care să consolideze economia țării. Utilizarea ilicită a datelor personale, ne-au spus experții estonieni, este sancționată dur prin lege. 94% din populația Estoniei depune declarația fiscală în format electronic. În sfera afacerilor, 96% din antreprenori depun declarațiile pe venit în regim electronic. Trecerea la sistemul de servicii electronice a culminat cu reducerea de personal, a implicației factorului uman în mai multe procese. Toate lucrurile au devenit mult mai transparente și în această situație am putut combate și corupția. Experții din Estonia susțin că la început nu a fost ușor să-i deprindă pe oameni cu gândul că trebuie să învețe calculatorul și procesele de transferul și accesarea informației. Guvernul însă a adoptat mai multe măsuri menite să faciliteze procesul. Spre exemplu, plățile pentru servicii erau cu 10-20% mai mari atunci când erau percepute la ghișeuri și explicația era argumentată. Oamenii care vă deservesc sau perfectează bunuri de plată sau eliberează certificate urmează să fie salarizați și, precum bine se știe, stimulentul sau sancțiunea cu banul a fost eficientă în toate timpurile. Recent, în plină expansiune, este ID-ul mobil, o carte cu informație similară cu buletinul de identitate, dar care este introdusă în telefoanele de tip smartphone. Operatorii de telefonie mobilă le distribuie gratuit, începând cu alegerile parlamentare din 2011, în Estonia a fost introdus și e-votingul, prin intermediul căruia atunci a votat 24,3% din alegători. În rezultat, guvernul a făcut o economie de 11 milioane de ore om. Jurnaliștii din Moldova, care grație lui Igor Gonciarov, consul onorific al Estoniei în Republica Moldova, au avut posibilitatea să viziteze această țară, s-au convins de faptul că e-guvernarea estoniană este implementată nu pentru a bifa într-un raport sau altul, ci pentru a ușura la maximum viața și activitatea cetățenilor. Estonia s-a oferit să transfere experiența sa în acest domeniu Republicii Moldova, inclusiv în desfășurarea votării electronice. 12 milioane de euro a oferit Uniunea Europeană pentru realizarea mai multor proiecte în diverse domenii, dar care au o singură menire, să contribuie la consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Parte din acești bani au ajuns și la Cocieri, unde pentru prima dată după declanșarea conflictului a fost reparat acoperișul liceului Vlad Ioviță din localitate. Semnificația proiectului crește dacă amintim că fiecare al patrulea elev din acest liceu este din alte 8 localități ale raionului Dubăsar. Liceul Vlad Ioviță din Cocieri a avut acoperișul spart mai bine de 2 decenii. Elevii și profesorii își amintesc cu groază de zilele în care afară ploua sau ningea. Era puțin problematic cu geamurile, putea să fie mai rece în școală, mai ales în timpul iernii. Era foarte dificil de activa când nu era, adică, reparat acoperișul, fiindcă am avut mari probleme în momentele când ploua, când se topea zăpada. Curceam în clasă, stăteam cu legheanele. Dar de ce aveți lacrimi în ochi? De bucurie, de emoții. Că totuși s-a făcut, știți că suntem într-o zonă de securitate. A suferit mult, nu atât clădirea, cât oamenii și destinele omenești în urma conflictului armat din 92.
Liceul acesta, iată, a avut mult de suferit în timpul conflictului. Eu am o vedere clădirea. Aici treceau și linia de demarcare dintre separatiști și forțele Moldovei. Din cauza pereților plini de grăsie, în ultimii 3 ani, 70 de elevi s-au transferat la alte instituții. S-au distrus cu regret multe din materialele didactice ale cadrelor didactice. A fost careva mobilier, de asemenea, a avut de suferit. Și iată de ce căutam tot timpul surse, inițiative de proiecte ca să putem să schimbăm, să renovăm acoperișul. Era și cazuri când erau uzi la picioare, banca umedă, le este frig. Din acest an, problema acoperișului la liceul Vlad Ioviță a rămas în istorie. Lucrările de renovare au costat 78.000 de euro, bani oferiți din fondurile Uniunii Europene, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și contribuția comunității. La concurs când am participat, au fost 40 de proiecte. Dintre cele 40 de proiecte au fost alese două. A fost un exercițiu și pentru noi, un exercițiu de finanțare, fiindcă ne-am implicat în unele calcule, un exercițiu de comunicare. Am schimbat și geamurile, ne-a mai rămas sistema de încălzire care încă este tot de pe timpurile de când s-a înființat instituția. Servitoarele așteaptă să fie schimbate ușile și podeaua. Suntem foarte bucuroși că e cat s-a schimbat acoperișul, ferestrele, dar am dorit că să mai schimbe și podelele, să roasă tare, în fiecare an vopsim reparații și da, e greu de spălat. Și-ar dori să schimbe la noi în școală ușele, că sunt tare de mult de când e în școală și să deschid, să închid, tare greu. Fiecare al patrulea elev de la liceul Vlad Ioviță vine din satele Molovata Nouă, Vasilevca, Ustia, Corjova, Mahala, Roghi sau Lunga, din raionul Dubăsari. De la Vasilevca suntem 26 de elevi, învățăm în liceu și în toată ziua facem 30 km. Mai greu este că trebuie să ne trezim dimineața și venim la școală, pe urmă târziu ajungem acasă și cu să ne hrănească. E problematic pentru mai ales aici care vin din localități străine, că se duc mai târziu puțin acasă și poate alții mai vor să rămână după ore să mai activeze, pentru că este încă cercul dramatic, mai este sportiv și nu avem posibilitate să rămânem. Primăria din localitate a suportat o parte din cheltuielile de reparație a acoperișului liceului, dar nu poate rezolva deocamdată problema alimentației tuturor elevilor de la liceul Vlad Ioviță. Noi cu bugetul nostru nu putem să facem așa fel de lucrări. Contribuția comunității la noi a fost modestă. Să spunem asta în jurul la vreo 30.000. Asta s-a făcut în cadrul unui program de susținere măsurilor de încredere și având în vedere că la noi în liceul nostru învață copii din mai multe localități care sunt sub jurisdicția Transnistriei, dar asta e un exemplu care arată că într-adevăr populația este susținută. La liceul Vlad Ioviță din Cocieri învață 330 de elevi. Oamenii din Cocieri se arată încrezători că renovarea instituțiilor școlare din satul lor va schimba atitudinea oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Unii te ajută, alții te presează. Dar o vorbă veche spune că orice acțiune, cât de dură și grea ar fi, dacă nu ne lipsește de viață, atunci ne facem mai puternici, mai căliți. Atât pentru ediția de astăzi. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Toate bune!